Premierul Victor Ponta a profitat joi seara de faptul că se află la mare și a ieșit la masă la un restaurant exclusivist din stațiunea Mamaia. Acolo s-au reunit într-o ședință de relaxare și alți membri ai PSD. Întâlnirea a avut loc înainte de ședința Comitetului Executiv. Bună seara! Pa, ne vedem mâine, ne vedem mâine! Bună seara de... Foarte frumos, ne vedem mâine la CEX, pa! Doar la socializare? Da, 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 pa, pa! De la întâlnirea membrilor PSD nu au lipsit vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul mediului Rovana Plumb sau președintele Consiliului Județean Vrancea Marian Oprișan. Ce ne spuneți despre această seară? Ce va fi? Seară? E o masă între prieteni. Socializare? Normal. No, ce ați discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Unde să discutăm? La masă, cu colegii. Nu am discutat nimic deosebit. Nu a spus seara la cale pentru mâine, mă gândesc. Nu la masă, seara asta. În stațiunea Mamaia are loc Comitetul Executiv Național al PSD, ocazie cu care vor fi dezbătute mai multe probleme ce vizează atât partidul cât și guvernarea.